Dacă ești în grupul celor ce doresc să pășească pe urmele lui Isus pe măsură ce Evanghelia după Marcu prinde viteză, fii gata să exclami: niciodată n-am mai văzut așa ceva. În finalul capitolului 1, Isus spusese una dintre numeroșii vindecați de el, un lepros, să nu spună nimănui nimic despre ce i se întâmplase. Dar citim în versetul 45 din Marcu 1, omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta. Așa că Isus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el din toate părțile. Pentru că Isus nu dorea doar să vindece oamenii, ci să-i mântuiască în principal. El nu voia ca miracolele să eclipseze nevoia reală a oamenilor, adică iertarea păcatelor, mântuirea, viața veșnică. Domnul i-a spus leprosului să nu spună nimănui și omul acela a spus tuturor. Domnul ne spune nouă să mărturisim tuturor și noi nu spunem nimănui. Nu credeți totuși că neascultarea acelui lepros curățat este mai puțin rea decât neascultarea noastră de astăzi? E imperios necesar să învățăm să facem ce ne spune Domnul să facem și să nu facem ce nu trebuie. Și pentru că omul acela și-a strigat vindecarea în gura mare, mulțimile au început să umble după Isus. Într-o altă zi, pe când Domnul se afla în casa din Capernaum a lui Simon Petru, mulțimile erau de față ca să-l audă pe Isus dând învățătură. Au ajuns acolo și câțiva bărbați care îl purtau pe un prieten al lor infirm. Voiau să-l aducă înaintea lui Isus ca să fie vindecat, dar aglomerația era mult prea mare. Fără să dezarmeze, or să se dea bătuți, ei l-au urcat pe acoperiș, au făcut o spărtură acolo și l-au coborât pe o targă pe prietenul lor prin acea gaură, chiar în preajma Mântuitorului care învăța noroadele. Și în vreme ce toți se uitau uimiți cum era coborât omul acela prin tavan, cred că Iisus a zâmbit cu dragoste văzând credința acelor bărbați care au făcut tot ce au putut ca prietenul lor infirm să-l audă și să-l vadă personal pe Iisus, care îi spune suferindului izbăvitoarele cuvinte: fiule, păcatele sunt iertate. Niște cărturari și farisei aflați pe acolo cârteau însă în inimile lor: cum poate Iisus să hulească astfel? Nimeni nu poate ierta păcatele decât Dumnezeu. Dar Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: ce este mai lesne, să ierți păcatele sau să spui omului acestuia scoală-te și umblă? Deși ei n-au răspuns, probabil că vor fi gândit: numai Dumnezeu poate să le facă și pe una și pe cealaltă. Ceea ce este corect. După care Domnul a continuat: ca să știți că am puterea să iert păcatele, am să-i spun omului acestuia: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ceea ce omul acela a și făcut. Venise purtat și pleca pe picioarele sale și mântuit. Toți cei de față au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, spunându-și unii altora: niciodată n-am văzut așa ceva. Scrie în Marcu 2, versetul 12. Asta i-a făcut să-l urmeze și mai interesați. Iar Mântuitorul a plecat de acolo și în drum și-a mai chemat un ucenic, pe Matei, în casa căruia vom poposi data viitoare.